Doamnelor și domnilor, în seara asta ne ocupăm de box. Invitatul emisiunii este domnul Rudel Obregea, un fost boxer important, fost președinte al Federației Române de Specialitate, al Federației Române de Box, cel care, după cum bănuiesc că știți, a avut o implicare în procesul Gala Bute și care în iunie 2018 a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, mă rog, pentru acuzația de spălare de bani, de evaziune fiscală și de complicitate la dare de mită. A stat un an în detenție, iar acum, să zic așa, decizia este în stare de suspendare, drept pentru care domnul Rudel Obregea se și află în fața dumneavoastră, este în libertate până când se va relua procesul. Eu vreau să-i mulțumesc pentru prezență, e o dovadă de bărbăție, pentru că, după cum iarăși bănuiesc că știți, Gazeta Sporturilor a jucat un rol important în documentarea procesului și a fost ziarul care a adus dovezi, a adus argumente în sprijinul condamnării mai multor indivizi, mai multor persoane, între care și domnul Rudel Obregea. Vă spuneam că este un bun venit, mă rog, cât e de bun. Vă spuneam că este un fost boxer, a câștigat de 7 ori titlul de campion național. Domnul Obregea, bună seara și la ce categorie? Că asta nu mai... Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Urez un an nou cu bucurii românilor și mă bucură faptul că sunt la prietenii lui Ioan Nițoaia, sau lui Ovidiu. Ovidiu, da. Da. Mă bucur că mă considerați un prieten, e o dovadă de recunoaștere pentru mine și în același timp eu am o dovadă de recunoștință foarte mare pentru dumneavoastră. Bun. Ziceți-mi la ce categorie de 7 ori campion național? Titlurile au început în 1981 la 51 de kilograme. Eu am început boxul la 48 în 1980 și au curs 51, 57 de kilograme, 60, 63 de kilograme și jumătate, 67 și 71. Deci am câte? 6 categorii. Parcursul a 20 de kilograme, să zic. În principiu, da, da. Bun, între altele, vicecampion european la Atena în 1989 și medaliat cu bronz la mondialele de la Moscova, tot din 89. Exact. Astea ar fi vârfurile carierei de boxer. Un boxer cu un palmares redutabil. Dacă eu n-am greșit sau nu greșesc, sunt 230 de meciuri și 215 victorii. Exact așa a fost. A fost o carieră întinsă pe o perioadă de 10 ani, cu care mă mândresc. Au fost și lucruri frumoase și lucruri mai grele, dar face parte din viața mea, din tinerețea mea, din perioada aceea care m-a desăvârșit ca om. Boxul pentru mine este a doua dragoste, după familia mea, după Dumnezeu. Boxul este sportul pe care îl iubesc cel mai mult. Deci a treia, Dumnezeu, familia și boxul. Familia și Dumnezeu sunt niște lucruri care merg împreună, da, din punctul meu de vedere. Domnul Rudel Obregea are astăzi 54 de ani. Împliniți, da, anul ăsta vor fi 55, va fi o sumă mai rotundă. Ziceți-mi, ați boxat și la Olimpiada din 1984, nu? De la Los Angeles, când în sferturi, în optime, ați pierdut în fața celui care va câștiga sau a câștigat titlul olimpic, americanul Mark Breland, da? S-a întâmplat de ziua mea. Un foarte mare boxer. S-a întâmplat pe 6 august 1984, de ziua mea, în momentul în care împlineam 19 ani. Am adică boxat... v-a bătut de ziua dumneavoastră. De ziua mea. Un cadou. Da, a fost însă un meci foarte frumos. Presa americană de la vremea respectivă l-a remarcat ca atare. Mi-amintesc că eram, știți, povestea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Noi am fost singura țară comunistă din blocul comunist care am participat acolo. Da, da, și de-aia am și luat o căruță de medalii.
Poate că nu doar de aceea. Am avut și de aceea. Și de aceea, n-au fost rușii, n-au fost RDG-ul și așa mai departe. Da. Noi și Iugoslavia, la vremea respectivă și Iugoslavia, dar Iugoslavia nu era chiar asimilată blocului ăsta dur sovietic. Corect. La vremea. Și la conferința de presă, iată, conferință de presă la vremea aia pentru noi, nu? Era o multitudine, cum e astăzi și în România, noi nu eram obișnuiți cu așa ceva, o multitudine de camere, de reporteri și... Unul dintre ei, dincolo de partea de box, m-a întrebat ce părere am despre faptul că România este singura țară comunistă care participă, adică chestiuni politice. Care a spart blocajul. Da, și evident că noi eram montați, antrenați și de acasă să nu dăm cursul unora. Mie îmi venea să vorbesc, eu sunt un om care îmi place să spun ceea ce gândesc, dar m-am abținut, atunci eram totuși destul de tânăr, 19 ani. A fost un meci foarte bun, un meci în care chiar și Bleland s-a mirat faptul că am dus toate reprizele cu el, pentru că el era obișnuit să-i bată pe toți înainte de limită. Și a fost un meci chiar foarte bun. Aș vrea să vă menționez faptul că în urmă cu, iată, sunt 10 ani de atunci, în 2010, într-un periplu al meu prin Statele Unite, m-am întâlnit la New York cu Mark Bleland și i-am făcut oferta să vină în România să antreneze aici, în speranța și în dorința mea de atunci de a revitaliza boxul. Din păcate, iată, s-a ajuns unde s-a ajuns cu boxul românesc, dar poate că vom avea... Discutăm și despre asta. Avem multe de discutat. Avem multe. Sper să avem și vreme pentru asta. Și mi-a cerut atunci, el e divorțat de soția lui, are doi copii în întreținere, avea atunci și era situația lui de atunci. Și mi-a cerut $10,000 pe lună salariu. Sigur că pentru americani nu e mult. E dar pentru... toată. Exact. Dar doar pentru... Și am spus, Mark, eu vreau să faci mai mult pentru prietenie în virtutea ceea ce a fost. S-a uitat un pic lung așa la mine. I-am spus, eu nu sunt plătit la federație, eu n-am salariu, nu am beneficii. Nu prea pricepea el cum sunt lucrurile astea, pentru că da, în America... E un om bogat, Brelan, sau? E un om care a câștigat bani, dar... Câștiga bani mulți, pentru că a fost campion mondial profesionist și a fost o vedetă în Statele Unite multă vreme, însă așa cum s-a întâmplat cu majoritatea, cam rămas fără bani. Ori au luat nevestele de care au divorțat, nevestele, ori au băut, ori știți cum e, au tras pe nas, adică tot felul de... Suntem într-o chestiune publică, dar aș putea să vă spun așa, în particular, cam care e situația boxorilor, în special boxorii de culoare fac performanță în America. O să încerc să fiu un pic mai nuanțat. Pentru că știu lucrurile astea de la oamenii care activează acolo, în Statele Unite. Și boxorii ăștia de care vorbeam, ca să nu mai personalizez, în momentul în care fac bani, încep și își cumpără lanțuri groase de aur, mașini scumpe și blănuri și toate, da? Adică n-au chiar simțul ăsta al economiei de piață. Domnul Brăș, haideți că am făcut introducerea, haideți să atacăm cazul Gala Bute. Pentru care reamintesc celor care ne privesc că ați primit 5 ani de închisoare cu executare, ați executat cam un an, nu? Cu da, totul. Da. Și acum sunteți liber. De ce? E o întrebare cu năduf. Nu o mirare, e o supărare, ca să zic așa. Sunt liber pentru că Curtea Constituțională a constatat faptul că acel complet și completurile de 5 de la Înalta Curte au fost constituite cu nerespectarea legii. Și în mod firesc noi ar trebui să fim rejudecați încă de la început. E o poveste lungă, dacă doriți vă pot explica din punct de vedere juridic. Dar aș vrea să spun un lucru. Eu am învățat că atunci când mergi în casa unui om trebuie să te porți cu respect. Totuși respectul pe care vi-l port și dumneavoastră și ziarului pe care îl conduceți, vă rog să-mi permiteți să fac câteva referiri, elegant, evident, la ceea ce s-a numit Gala Bute și condamnarea. Vă rog, pentru că dumneavoastră scuze, ați spus și oamenii percep așa faptul că eu am luat o condamnare pentru ceea ce a însemnat Gala Bute. Nu e deloc așa. Și mărturie stau și documentele și condamnarea în sine. Gazeta
În special, un personaj din gazetă a scris foarte mult despre lucrurile astea și a scris multe minciuni, pentru că ele nu s-au regăsit și nu aveau cum să se regăsească în faptele reale. Deci eu n-am nicio condamnare legată de ceea ce a însemnat Gala Bute, organizarea și toate lucrurile care au existat acolo. Într-adevăr, a pornit acest proces la început, am fost cercetat 3 ani de zile, purtat pe la DNA și prin televiziuni cu toate cele de rigoare, după care acel dosar s-a închis și mi s-a fabricat un alt dosar care e legat de evaziune fiscală și o presupusă, la fel cum presupusă este și această evaziune fiscală, o presupusă complicitate la luare de mită cu doamna Udrea. Aici este un nonsens juridic. În sfârșit, vă bag în niște povești pe care... Dar acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți clar că, dincolo de respectul pe care vi-l port, eu sunt obligat să țin cu colegii mei și nu cu dumneavoastră, deci să resping acuzațiile astea pe care le aduceți. Dar, bun, spuneți-mi altceva. De fapt, ce vi s-a reproșat? Că nu ia nimeni 5 ani că... Eu știu, fluier în biserică. Da, eu înțeleg faptul că dumneavoastră e firesc să țineți cu colegii dumneavoastră. Eu vă spun doar cum au stat lucrurile. Nu sunt acuzații, din partea mea sunt doar niște constatări ale faptelor. Vă rog, e dreptul dumneavoastră. Eu am fost condamnat pentru evaziune fiscală, o presupusă evaziune fiscală, care nu are nicio legătură cu Gala Bute. Este vorba despre niște contracte pe care eu le-am făcut după Gala Bute cu niște societăți comerciale în care voiam să fac anumite chestii. Să cresc din punct de vedere publicitar, să cresc societatea, erau mai multe lucruri, da? Și am avut aceste servicii, au fost prestate, însă instanța a reținut faptul că... Deci aici nu mai amestec cu gazetei, deci nu aveți ce să reproșați gazetei dacă nu sunteți condamnat pentru Gala Bute. Nu, eu nu reproșez gazetei, da? Drept dovadă sunt la dumneavoastră aici și nu, niciodată n-am confundat gazeta cu un anumit personaj. Ceea ce însă eu spun este faptul că acest personaj din gazeta a scris în cadrul ziarului an de zile lucruri care nu s-au regăsit în legate însă de Gala Bute. Legate de Gala, da. Bun, care dar nu asta v-a condamnat, înțeleg. Poftim? Deci nu Gala Bute v-a condamnat. Evident că nu Gala și nu ceea ce s-a întâmplat. De ce mai sunt supărat? Că e altă speță. Păi dacă nu exista această insistență din partea acestui domn, probabil că nu se ajunge aici. Domnul Ianicea. Adică n-au reușit ca pe... Cum îl chema pe ăla? N-au reușit să Dunking? Vă... Sau pe cum? Al Capone. Pe Al Capone. Deci n-au reușit să vă condamne, cum ziceți dumneavoastră, pentru Gala Bute și atunci mi-au inventat o evaziune fiscală, ziceți. Da, exact așa a fost. Dar atunci nu trebuie să mai fii supărat pe Gala Bute, dacă nu are legătură. Nu, eu nu sunt supărat pe Gala Bute, n-am de ce dar să fiu. Dar cum a fost cu milioanele alea? Că Elena Udrea v-a promis 10 milioane, v-a dat 8 și 2 au venit pe altă cale. Nu există așa ceva. Astea sunt invenții. Printr-o firmă, Termogaz, dacă mi-aduc eu aminte. Termogaz a fost sponsor și a primit publicitate, de fapt, la o gală ulterior Galei Bute. O gală care a avut loc în februarie 2012, adică la 9 luni de zile distanță după gală. N-a avut nicio legătură cu acea gală. Da? Deci lucrurile astea sunt, da, atâta s-a scris, domnule Ianicea. Pe vremea lui Ceaușescu lumea nu spunea nimic. După aceea piața este invadată de informații încât omul e bombardat din toate părțile și nu mai știe unde e adevărul, nu mai știe ce să creadă. Așa s-a întâmplat și aici. S-au spus atât de multe imensități, ca să nu spun altfel. Enormități. Enormități. Bun, enormități. Aproape de termenul okay. curent. Încât oamenii sunt zăpăciți, oamenii nici nu mai înțeleg care e adevărul, de fapt. Și pe oricine întrebați pe stradă, oamenii vor spune că eu am fost condamnat pentru ce a însemnat Gala Bute, ceea ce este complet fals. Bun, acum eu am înțeles, sigur, trebuie să vă dau dreptate, că de multe ori zvonurile depășesc și încalecă, să zic așa, realitatea. Eu am înțeles, și să-mi spuneți dacă am înțeles bine, că Unul dintre motivele pentru care ați fost condamnat a fost acela că n-ați vrut să o dați, ca să folosesc ghilimele, pe Elena Udrea. E adevărat? Că s-a tras de dumneavoastră ca să oferiți
tuiouri împotriva Elenei Udrea. E corect sau e o percepție greșită? Nu, este corect. Eu am făcut această afirmație și o fac și o și argumentez. Dar, așa, într-un joc de cuvinte, glumind un pic, n-aveam ce să o dau pentru că Elena Udrea nu e a mea. Deci nu puteam să o dau eu cuiva. Că știați ceva însă, și... Însă, jargonul, permiteți-mi să-i spun jargon, asta arată. Da, într-adevăr, așa au stat lucrurile. Au fost... patru modalități prin care mi s-a cerut să o dau pe doamna Udrea, să o dau în sensul de a scrie despre dânsa lucruri pe care le știm. De a oferi niște elemente împotriva ei. Da. Într-una din aceste patru situații mi s-a cerut să-l dau și pe domnul Băsescu. Existând această percepție că eu... Nu știu dacă pe Băsescu chiar aveați elemente împotriva lui. Ok, nici eu nu știu. Existând această percepție că eu sunt parte din acest anturaj, că am anturaj și cu doamna Udrea și cu domnul Băsescu, lucru care nu avut? Era real. Nu sunt intim cu dânsii. De câte ori ați vorbit cu doamna Udrea după ce ați fost eliberat? Dar sincer. Acum după ce am fost eliberat, ne-am văzut o singură, să nu mint, ne-am văzut o singură dată, cred. Firesc altfel, da, să ne și salutăm așa ca prieteni de suferință și am mai vorbit de câteva ori la telefon sau prin intermediul unor mesaj. Atât. Deci nu aveți o prietenie cu... Nu deloc. Dar cu președintele Băsescu bănuiesc că nici atât. Dar vă rog. Da, am încercat să o mai salut pe doamna Udrea zilele trecute și nu mi-a mai răspuns la telefon. Bine, adică aici este relația, nu e niciuna, de fapt. Păi, o fi schimbat numărul de telefon? Pe domnul președinte Traian Băsescu l-am văzut ultima dată puțin înainte de anul nou. Personal vorbesc, l-am văzut. Da. Dar întâmplător ne-am întâlnit. Adică n-aveți o intrare, să zic așa, la fostul președinte. Nu, dar de fiecare dată când mă întâlnesc cu domnul președinte, atmosfera e cordială, e amicală, e prietenească. Dânsul e și un tip haios așa, nici eu nu sunt vreun mucalit, vreun... Aveți celularul fostului președinte? Am numărul dânsului de telefon. Aveți numărul de telefon. Are trei, de fapt. Da, domnul Obregea, cine v-a cerut să predați pe Elena Udrea și pe fostul președinte Băsescu? Domnul Ianicea, s-a întâmplat... Unul din procurori sau cine? S-a întâmplat odată în toaleta de nea. În momentul în care, într-unul din momentele în care mă găseam acolo la anchetă, da, a venit cineva, e o toaletă, să și dau niște detalii intime, dar e o toaletă cu două cabine și... Nu era chiar foarte curat acolo. Okay, parcă văd un film. Da. Deci așa. Asta a fost așa, s-a întâmplat. Bun, ați intrat într-una din cabine? Da, nici n-am apucat să intru foarte, pentru că sunt mai micuț așa. Și eram cumva în ușă așa, dacă, da? Și a venit altcineva la cabina cealaltă. Nu știți cine? Nu l-ați văzut? Nu, l-am văzut, evident că l-am văzut, pentru că mi-a vorbit. Nu-l cunoșteți? Nu-l cunoșteam și nu cred că l-aș mai putea vedea. Au trecut deja vreo 6 ani de atunci. Așa? Nu? Și mi-a spus domnul Brejea, două domne pe Udrea și o să scapi. Două pe Udrea, dă-l și pe Băsescu, ce-i ții în brațe? Și mi-a mai spus niște lucruri pe care n-aș putea să le spun așa. Bun, dar așa. Omul era din DNA sau era ca dumneavoastră venit și... Păi, eu cred că era din DNA, pentru că modul în care s-a prezentat, adică modul în care arăta el, modul în care a vorbit, fermitatea, așa mi-a indus mie, nu știu, energetic așa l-am simțit eu. Pe urmă, acolo în DNA nu intră nimeni, adică nu merge lumea la toaletă, așa, și nu intră nimeni, cum să... Da. Vă dați seama, da? Deci asta, bun, ok, să zicem că ar fi fost o întâmplare, că era cineva care se afla cam în aceeași situație cu mine. Doar că au mai fost 3 situații. Mi-a băgat pe cineva în celulă la un moment dat, da? Care a stat o noapte, era cu droguri, cu nu știu ce Dumnezeu, vezi Doamne, acolo, după care a doua zi n-a mai fost acolo. Mi-a băgat după aceea pe cineva... Nu, și ăla ce, a încercat să vă tragă de limbă sau să... Da. Sau să vă convingă să... S-a creat o situație în care am rămas doar eu cu el în celulă. Că noi nu eram dar doi. Dar câți erați? Am 4, 5, depinde de situație. Celulă cu 6 paturi, dar nu era niciodată... Dar asta niciodată singur. N-ai voie, nu e voie să stai singur. Eram în arest preventiv atunci. Și s-a creat un moment în care am rămas doar eu cu el. Și omul mi-a făcut niște destăinuiri și mi-a spus, domne, uite, mai bine să faci chestia asta. A mai fost o situație cu... Și credeți că era pus? În mod cert.
Pentru că el n-avea nicio treabă, de fapt, el nu era arestat acolo. El era venit cu... Da, așa. Da, și a mai fost o situație în care cineva, intim din familie, da, a fost contactat de cineva. Și acum o să fac un gest ca lumea să înțeleagă. Da? Și s-a spus, dacă Obrej... Deci era condiționat, adică era mult mai oficială discuția. Dacă Obrejea o dă pe Udrea, vă garantez că scapă. Soția mea a venit la mine, soția mea e avocat și putea veni zi de zi. A venit după discuția asta la mine și mi-a spus, uite ce mi s-a spus. Be, și acum vă întreb eu. Nu pot să vă spun ce am spus eu mai departe. Domnul Obrejea, atunci vă întreb eu acum, unul care nu sunt implicat, și de ce n-ați dat-o? Pentru că n-aveam cu ce să dau unul. Și doi, pentru că am spus lucrul ăsta și în fața procurorilor. Domnul Ionicea, eu dacă aș fi avut cu adevărat niște lucruri cu care să dau, oricum n-aș fi făcut-o. Și o spun public. De ce? Pentru că eu nu admit să fiu umilit, să fiu făcut preș, să fiu o batjocor în fața copiilor mei și oamenilor care mă apreciază. Eu nu sunt un asemenea om. Da? Cineva mi-a spus o să primești 5 ani de pușcărie. În 2015. Da? Și am spus, ok, deci nu i-a nicio aia, 5 ani mi-a spus, 5 ani am primit. Da, păi, poate omul era de profesie și era știa... O doamnă, era o doamnă, era o doamnă, procuror. Evaluat ce ați... Era o doamnă procuror, în DNA. Bun, acum să înțeleg, sigur, hai că o să trecem repede și la sport, că discutăm numai despre detenție. Dumneavoastră n-ați dat-o pe Udrea pentru că sunteți un om de onoare, sau n-ați dat-o pentru că n-aveați cu ce să o dați? Sau și una și alta? Am spus de la început, nu aveam cu ce să o dau. Dar și dacă aș fi avut, n-aș fi făcut-o. Deci nu aveam ce să spun despre Udrea. Udrea a primit de la această gală, a primit fluierăturile pe care le știți cu toții și a primit din partea lui Bute, dar eu am cumpărat un buchet de flori mari așa, două zile după gală. Ne-am dus la dumneai la birou luni și i-am oferit acest buchet de flori la birou. Nimic altceva, n-a avut niciun fel de avantaj, n-am făcut niciun fel de cioace sau de, nu știu, spuneți-le noastre cum vreți în jargon. Șmecherii. Șmecherii. Bun, deci din toți banii legați de gala Bute... Dar câți bani au fost, domnule Ionicea? Nu știu, păi haideți să vedem câți bani au fost, ca să înțelegeți, să vă spun... Câți bani au fost? Statul a plătit 1,5 milioane de euro. Aproximativ 60% din banii ăștia, au mai fost și alți bani, da? Și am avut dispute cu personajul de la dumneavoastră de aici, legat de banii publici, de la hidroelectrica, că nu știu ce s-au făcut pe acolo, nu s-a făcut nimic. M-a dat hidroelectrica în judecată și a pierdut procesul. Încă toți banii au fost cheltuiți legal. Dar ministerul a alocat 1,5 milioane de euro plus TVA. TVA-ul o lăsăm la o parte pentru că îl încasezi și îl dai mai departe. Da? Aproape 60% din banii ăștia i-a luat Bute. Da? Deci ce să mai cheltui la gală, ce să mai furi și tu, ce să-i mai dai și lui Udrea? Din banii ăștia. Domnul Obrej, dar s-a justificat totuși o sumă importantă, nu e o sumă mică, domnule, pentru o gală de box. Nu. Suma a fost foarte mică și, cum să spun, până la urmă, pentru că m-am angajat să fac această gală, am făcut-o și ați văzut și la ce nivel a fost. Care au fost eforturile, care au fost pierderile în gala asta, în sfârșit. Haideți să vă povestesc ceva într-un minut maxim. Când am fost cercetat pentru gală, pentru tot ce s-a întâmplat atunci, mi-au luat toate documentele de la birou, în sfârșit, așa. L-au cercetat, nu știu ce, și la un moment dat au venit cei de la Garda Financiară. Exista Garda Financiară atunci, știți cum umblă garda, că eu sunt sătul de ei, unul bun, unul rău. Și cel rău în fața mea, la birou, cu celălalt, cel rău îmi spune, domnul Obrejea, dă-i domne naia mea pe ăștia de la DNA. Zice, vor să te găsim cu ceva? Zice, domne, n-ai făcut nimic. Vă dau cuvântul meu de om. Și în momentul ăla m-am uitat la el și am spus, domnule, uită-te un pic așa în ochii mei, am eu față de prost? Păi tu crezi că eu fur când se uită o țară întreagă la mine? Eu am înțeles ce vremuri vin de niște ani de zile, nu mai facem. Au fost situații, haideți ca să nu ne ascundem după dege, da? Au fost situații în țara asta când nu existau nici organe, când nu exista nici fiscalitate și făceam cu toții că așa a fost. Eu am înțeles, eu vând case de marcat fiscale, sunt în primele 5 societăți în țara asta. Eu fac comerț strict pe chestiuni fiscale. Da? Și a făcut raportul acest om, niciun prejudiciu. Acel dosar s-a închis, da? Și au venit cu această făcătură.
Asta s-a întâmplat. Putem intra în detalii, dar cred că nu, ar fi cazul să mai vorbim și despre... Bun, ce sperați acum? Deci urmează să se reia procesul de la zero. Dacă eram înainte de Crăciun, nu? Da. Probabil că spuneam, am speranța porcului de înainte de Crăciun. Merinat. Da. Imaginați-vă că vom ajunge să ne rejudecăm. Așa cred că se va întâmpla și ai firesc să se întâmple. Oricum, și lucrurile astea pe care le fac unii judecători de la înalta curte sunt inimaginabile, incalificabile. Vom ajunge să fim judecați de aceiași oameni, înțelegeți dumneavoastră? De toți oamenii pe care dumneavoastră presa scrieți de atâta vreme și arătați toate nenorocirile și modul în care oamenii ăștia nu respectă legea. Nu respectă legea. Cine? Cei mai... Unii dintre ei, nu toți, sunt și oameni onești acolo, dar sunt o minoritate destul de mică. Da? Deci vom ajunge să fim judecați. Eu am speranța, măcar de data asta, presa să semnaleze lucrurile așa cum stau ele și să avem șansa să ne putem apăra, să se poată ține cont de... Domnul Ionițoia, eu sunt condamnat pentru evaziune fiscală, am cerut și la fond și la apel să se facă o expertiză de cineva independent, de un auditor independent. Și mi-a fost respins. Cum Dumnezeu să te aperi dacă nu avem o expertiză? S-a ținut cont în exclusivitate de constatările raportului tehnico-științific al DNA-ului, expertul DNA. Adică acuzarea. Pentru la ce mă mai judecați, mă, frate? Ce mai faceți cir de asta cu mine? Băgați-mă la pușcărie, mă duc, stau 5 ani de zile și am venit acasă și am terminat cu poveștile. Bine, nu, acum nu se pune vreo să stați 5, că unul a stat deja. Bun, mai stau 4. Da. Așa se face justiție la cel mai înalt for? Nici 4, e că știți cum e. E bun, o fracție, cât, doi, nu știu da? Ce. Credeți că e ușor? Sigur că aici, cu cafeaua... Da, asta vreau să vă întreb. A fost ușor? Cum a fost? Din punct de vedere emoțional... Ați avut condiții de VIP? Sau? Am stat cu Marian Iancu multă vreme în condiții de VIP. Nu există condiții de VIP acolo, să-s prostii. Condiții de VIP, tot într-o celulă stai, de mâncat mănânci, dacă nu primești de acasă pachetul pe care ai voie să-l primești când e vremea, mănânci de la același cazan cu toată lumea, ai aceiași metri de spațiu acolo, te speli la aceleași ore, ieși la aer în aceeași interval cu ceilalți, adică nu există chestii de-astea de VIP. Toată lumea se plânge că pe acolo colcă e șobolanii, că sunt și șobolani, sunt și gândaci, sunt de toate, dar... Că plouă acum, în celule, că povești de genul ăsta. Există și situații de genul ăsta foarte mari, foarte multe, de fapt. Nu, dar asta vi s-a întâmplat sau nu, doar ați auzit? Pentru că la Rahova eu am stat cu Marian Iancu în cameră și Marian și-a amenajat lucrurile acolo și în sfârșit, a văruit pe acolo în celulă, că mai poți face și lucruri de astea. Da, și e o chestie mai... A stat acolo din el în celula. Au stat mai multe... Adrian Severin a stat fix în patul în care a stat și el. Explicați-mi cum îți văruiești singur. Pui pe cineva să văruiască, plătești? Nu l-am întrebat pe Marian efectiv cum a făcut, dar cam așa ceva, da. A adus pe cineva, nu știu, prin intermediul administrației penitenciarului, că nu vii tu cu pompa în spate să așa. Iar la Jilava am stat în patul în care a stat și fostul prim-ministru Adrian Năstase. Fix în același pat, în aceeași celulă. O celulă mică, în sfârșit. Am stat cu încă o persoană. Condițiile sunt foarte, foarte dificile din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al suferinței interioare. Eu am copii, am 3 copii, am o fată mare, să am 2 trăiesc. Copii, mulțumesc la fel tuturor. Am pe cei mici, pe ăștia 2 mici, unul are 9 ani, unul are 6 ani. Din a doua căsnicie. Din a doua căsnicie, da. Și cum să vă spun, știți cum e, dragostea la vârsta a doua de părinte, așa, da, da. Este extrem de intensă. Și mi-au lipsit enorm. Soția mea, familia mea, tot ceea ce înseamnă, eu sunt un om foarte atașat de familie, îmi petrec cea mai mare parte cu copiii mei și cu soția mea. Bun, a stat în celulă și cu Tudor Breazu, care era și da. El implicat? Da, cu Tudor Breazu am stat la Jilava. Cu el am stat. Dar e normal asta? Adică doi oameni care... Dacă suntem condamnați, eram condamnați definitiv, care mai era? Dar vreau să vă mai spun ceva? Nu e cazul la noi, că la noi și așa n-avea ce să mai audă, da? Te mai bagă așa și prin... Și aveți dovada cu niște băieți din fotbal, niște oameni din fotbal, te mai bagă și prin autobuzele astea cu care te cară, cu dubele astea, te mai bagă și prin camere, pentru că pe acolo toată lumea are urechelnice. Adică sunt microfoane și pe acolo? Bineînțeles. Bun, domnul Obrăjea, spuneți-mi altceva.
Tot timpul vorbim de bute, de bute, de bute. Bute, ce atitudine a avut față de povestea asta? Finul dumneavoastră, e adevărat? Nu. Prietenul dumneavoastră. N-am avut onoarea să ajung în la nu, că e finul fostului primar de la Bușteni, da. A lui Savin, da. Exact. Nu, da. Eu n-am avut onoarea asta. Ați avut relații cordiale, nu? Era apropiat de dumneavoastră, din câte știu eu. Dumneavoastră puneți întrebările astea nu pentru că nu știți, ci pentru ca să înțeleagă oamenii. Știu că era, mai e, a rămas, că păi, oamenii se mai schimbă. Se împlinesc acum în februarie 6 ani de când n-a dat niciun telefon, când n-a luat niciun fel legătura cu mine. Absolut deloc. Deci iată, nu mai e aceeași prietenie, prietenia de altă dată pe care eu o știu, de-aia v-am și întrebat. Da, asta e situația. Așa sunt oamenii. Și ce face? El a rămas definitiv în Canada? E treaba lui, are 2 copii, nu mă... Și vă lui să-i trăiască, haideți să trecem peste. Vă răspund, dar nu mă pune să vă povestesc de viața lui, că nu e treaba mea. Bun, mai am aici o întrebare legată de o familie de basarabeni, de Ceban. Da. Așa. Condamnarea mea pentru evaziune fiscală se bazează pe legătura cu acest Ceban, cu Iurie Ceban, pe care nu l-am văzut în viața mea, pe care nu l-a audiat nimeni niciodată și pe care eu vă fac o mărturisire acum în direct și în exclusivitate, că îl caut cu disperare să-l găsesc pe acest om, să vedem. El există, din câte înțeleg, da? N-am reușit încă să-l găsesc efectiv unde este, nu e în România, și să vedem dacă reușesc să-l aduc în fața instanței sub o formă sau alta. Dacă omul ăla, domnule Ianicioaia, spune că a făcut cu mine evaziune fiscală, eu o să spun, mai dați-mi încă 5 de ani de pușcărie. Dacă omul ăla spune că m-a cunoscut pe mine... Dar ce fel de evaziune fiscală? Adică, concret, ce v-au reproșat? Păi ei spun că eu am încasat niște bani, am dat niște bani unei societăți și că acea societate mi-a dat mie... Oamenii ăștia, moldovenii ăștia, mi-au dat mie banii înapoi. Acești ce bani? Acești ce bani, pe da. Care ziceți că nu l-ați cunoscut. Nu l-am cunoscut. A fost audiat fiul lui. Ei, într-adevăr, sunt partea unei, sau erau, partea unei organizații de evazioniști. Însă, eu trebuie să vă spun că mă întrebați și nu vreau să rămână lucrurile în ceață. Eu am avut niște servicii prestate de niște societăți, de niște oameni, da, care mi-au facturat de pe niște societăți. Ca la vremea respectivă, repet, serviciile au fost prestate, da? La vremea respectivă, aceste societăți care mi-au facturat și cărora eu le-am plătit prin bancă, erau active, aveau depuse bilanțurile și toate actele contabile la Registrul Comerțului. Deci ele erau active, nu erau societăți fantomă, nu erau nimic. Ulterior, ele au fost devalizate de oameni ăștia și așa. Da? Deci mie mi s-au prestat serviciile de către acești oameni. Acum nu are importanță cine sunt oamenii, ce contează că aceste societăți ulterior prestării serviciilor. Și ei spun că eu am făcut evaziune cu acest om. Nu eu am făcut lucrurile astea, ci oamenii ăștia care mi-au prestat serviciile, da, ca să înțelegeți. Da? De asta spun, domnule, aduceți-l pe Ceban. Am cerut instanței de judecată la Înalta Curte. Știți ce a făcut instanța? L-a întrebat pe fiul lui Iuri ăsta, Viaceslav sau nu știu cum îl cheamă. L-a întrebat așa, zice, unde e tatăl tău? Înțeleg că e pe la Chișinău în instanța. Și a spus, da, știți adresa unde locuiești? A spus, nu știu unde locuiești. Da, un contact, nu știu ce, zice, da, am un număr de telefon. E un gen de WhatsApp prin Moldova, n-am înțeles exact. L-a sunat instanța pe acest Ceban, așa ne-au spus ei la termenul următor. Și Ceban a spus, n-am eu timp să vin acum, dacă o fi fost ceva la telefonul ăla, că Dumnezeu știe cine era acolo, da? Și a spus, n-am timp acum, dar vă anunț eu când o să vin. Și vreau să vă mai spun ceva. Întrebat fiind de 3 ori de instanță acest Viadislav, cum îl cheamă pe băiatul, a fost întrebat pe domnul Obrejă, al cunoaște, și a spus, nu doar de la televizor. Prima, sunt consemnate lucrurile. A mai stat instanța, l-a mai întrebat ceva, după care iar l-a întrebat. Dar pe domnul Obrejă l-ați cunoscut? Nu, niciodată, nu știu ce. A treia oară, când băiatul îl întreabă a treia oară, insistent același lucru, bă, ce da, ce mi s-a părut că l-am văzut odată cu tata, dar nu sunt sigur că era dânsul, nu pot să confirm. Asta este singura mărturie care mă leagă pe mine de acești moldoveni și de poveștile astea. Și pe asta am luat 5 ani de închisoare. Parcă e un film suprarealist, ce spuneți. Domnul Ianuțaia, eu pot proba cu acte lucrul ăsta. Și iarăși m-a deranjat foarte tare că, în special acest personaj de la dumneavoastră de aici, îmi cer scuze, nu vreau să-i pronunț numele.
pentru mine nu mai e demn să-i pronunț numele. A fost de câteva ori în sală și nu scria decât frânturi, decât bucăți din adevăr. Fix așa le punea, fix ca să iasă, să îi se confirme teoria. Vă repet, nu înțeleg ce mai aveți de împărțit cu gazeta dacă nu pentru Gala Bute ați fost condamnat. Dumneavoastră spuneți că am de împărțit cu gazeta. N-am nimic de împărțit cu gazeta, este un ziar prestigios, este oamenii de mare ispravă. Spuneți-mi sincer, dacă ar fi să mai organizați o dată... Acum aș face-o. Acum încă o dată, Gala Bute. Domnule Cioan, bineînțeles, de la cap la coadă. Dar n-am făcut nimic ilegal, înțelegeți că n-am făcut nimic ilegal. A fost o gală, este cel mai mare eveniment care s-a întâmplat vreodată într-o sală în țara asta. Și să vedem cine o să mai fie în stare să facă lucrul ăsta. Am băgat 10.200 de oameni într-o sală. Nimeni n-a reușit să facă asta. A fost o chestiune, a venit Michael Buffer ăla care zice let's get ready to rumble, cel mai celebru, a venit aici. A spus, domne, am fost peste tot în lumea asta. Pentru că l-am luat cu Rolls-Royce, l-am dus pe la Pele și da, protocoale, chestii că facem noi, băieți inteligenți, știm să ne primim și să ne onorăm oaspeții. Aș face-o, sigur că da. Și asta îmi și doresc, să știți, vă mărturisesc că în prag de an nou, acum, îmi doresc adică în continuu... trebuie să ziceți după anul nou. Nu, în sensul că suntem deja la începutul anului nou, am început anul nou, în sensul ăsta. Vreau să construiesc din nou sportiv cu care țara asta să se mândrească, să facem lucruri, să arătăm că suntem în stare să facem lucruri. Ce, vă mai gândiți să vă întoarceți la federație? Nu, la federație nu, eu sunt președintele Ligii Profesioniste de Box. A, prin Liga Profesionistă. Prin Liga Profesionistă, evident. Asta am uitat eu să zic. Ziceți-mi altceva. Când ați ieșit din pușcărie, din detenție, cuvântul ăsta pușcărie, 19 decembrie 2018, da. Ați zis, ați avut o replică la adresa președintelui în funcțiune, nu mai era Băsescu, nu? Nu mai era, nu. Era ăsta care e și acum. Să-ți fie rușine, nu? Da, să-i fie rușine că apără așa ceva, o asemenea... Dar îi convine, el este penal, el este prins cu fofârlica și cu casele alea pe care le-a tot traficat, da? E dovedit de instanță președintele ăsta neamț, da? Care suntem atât de idioți încât votăm așa ceva. Hai să ne oprim, nu da? Intrați în politică, nu vă rog nu intru în politică, domnul Ioanițoaia, dar omul ăsta a fost dovedit cu acte false că a luat case de la oameni. Da? O casă, nu știu, drepturile știți dumneavoastră. Păi nu știu eu, știu instanța, că spune la el bun, deci deciziile a fost... instanței nu sunt bune la el. Că le atacă, nu l-au mulțumit, ziceam. Nu sunt mulțumit de decizie. Da? Și apără pe toți măgarii ăștia din justiție care fac măgării. Domnul Brăjean, v-ați certat cu AEBA, v-ați certat cu AIBA, cu toată lumea v-ați certat. Acum nu vă place nici președintele. Nu mi-a plăcut niciodată și l-am votat în 2014. N-aveți gura prea mare din cauza asta? Asta e, care e problema? Din cauza asta ați și suferit și poate o să mai suferiți. Probabil că și din cauza asta. Domnul Ioanicea, eu sunt un om care îmi iubesc țara, îmi iubesc patria, îmi iubesc conaționalii. Vreau să facem lucruri, suntem în stare să facem. Am demonstrat lucrurile astea, nu eu, au făcut alții mult mai mult decât mine. Și suntem umiliți în țara noastră. Și românii nu înțeleg asta, pentru că sunt manipulați de 30 de ani de zile. Asta mă doare pe mine. Am gura mare. Eu spun lucrurile așa cum le văd eu. Da? Nu am pretenția că dețin adevărul absolut. Nu știu dacă lumea era o critică sau dacă era un compliment. Încă nu m-am... Da, fiecare înțelege ce vrea. Asta e. Mie nu... Demnitatea mea, onoarea mea, prestanța mea, prestigiul meu și tot ce am făcut în viață, cu bune și cu rele, că am făcut și multe rele, nu o să mi le ia nimeni. Cu cei de la AIBA de ce v-ați certat? Păi ei furau. Furau. Cei de la AIBA v-au scos practic de la președinția. Da, și ați văzut unde a ajuns AIBA. Astăzi AIBA este suspendată, nu mai are drept să organizeze turneele olimpice. Ăla pe care eu l-am acuzat a fost prins, a furat vreo câteva zeci de milioane de dolari din conturile AIBA. Au făcut nenorociri mari. Sichevu, președintele, pe care a ajuns cu largul meu concurs acolo. Că l-am dat jos pe pakistanezul la Anwar Chowdhury, a murit, Dumnezeu să-l odinească, l-am dat cu ăla, pe ăla cu scandal mare și l-am adus alți hoți, pe ăștia. Și când am văzut ce fac, eu le-am spus, zic, dacă faceți ce fac, că ea zic, cum am luptat împotriva alora, o să lupt și împotriva voastră. Și am făcut lucrul ăsta. Dar ce făceau, practic, concret? Traficau medaliile, aranjau meciurile, schimbau arbitrii. Eu am dovedit lucrurile astea. Am dovedit lucrurile astea, cum sunt buletinele de arbitraj, tăiau cu pixul și puneau alt arbitru în locul ăluia. Arbitrii la competițiile importante sunt trași la sorți dintr-un soft electronic.
aleatoriu, da? Da, și da. Îi tăiau de acolo și puneau altul. Și au traficat medalii. Puneau omul lor. Care domnule Anicea, dumneavoastră știți foarte bine, mai bine decât mine. Sunt țări pe lumea asta care, când iau o medalie de bronz la Jocurile Olimpice, e sărbătoare națională. Oamenii ăia, de acolo, de la nivel de stat, pentru că Olimpiada înseamnă cea mai mare reprezentare în sportul mondial, oamenii ăia sunt dispuși să dea bani pentru o medalie olimpică, dacă mai e și de aur, da? Și găsesc cozi din astea de topor care fac nenorocire de astea. Eu am fost boxer, eu am luptat, am 230 de meciuri dumneavoastră și am mâncat salivă cu sânge și nu doar la meciuri, antrenamentele sunt mai grele la box decât. Da? Știu ce înseamnă, nu se poate să-ți bagi joc de copii, de munca lor, de anii lor, de durerile lor. Nu se poate să faci lucrul ăsta, că sunt niște unii îmbrăcați frumos așa, care au zeci de milioane de dolari și fac nenorocirile astea. Și eu nu sunt de acord cu asta. Simplu. Bun, și a stat președinte la Federație de iure vreo 8 ani și de fapt vreo 10. Exact așa și a fost. Aici de ce ați divorțat și de aici? Păi din cauza scandalului cu Aiba și din cauza lașității unor oameni din interiorul boxului românesc, care acum și-au dat seama foarte bine cât au pierdut când am plecat. Eu le-am spus când am plecat. O să mă regretați. Astăzi, cei mai mulți dintre cei care nu că se îndoiau, care contestau lucrul ăsta, mă sună și îmi dau dreptate și îmi spun să mă întorc la federație. Nu mă întorc la federație pentru că nu... Eu am început un lucru aici la Liga Profesionistă și vreau să-l dezvolt și o să vedeți ce o să fac. Bun. Da. Vă gândiți să vă mai întoarceți la federație? Nu, deocamdată nu. Dar ați avea dreptul? În momentul de față nu, pentru că am o condamnare care încă nu s-a elucidat care e situația cu ea. Eu încă mai sper, da, că vom avea parte de o justiție corectă, da, că trebuie să spere asta, altfel ne împușcăm. Și că voi putea să dovedesc că lucrurile nu stau deloc așa. Și în momentul ăla să fiu din nou... Adică dacă ați fi achitat, ați putea să vă întoarceți eventual la federație. Aș putea, dar deocamdată nici nu mă gândesc la asta, pentru, nu din cauza pe care ați menționat-o, ci pentru că, repet, am început o muncă aici la Liga Profesionistă și vreau să dezvolt boxul profesionist și vreau să construiesc sportiv cu care țara... Pentru că avem posibilitatea, domnule Nicea. Noi avem talente, avem sportivi mari. Din păcate însă, aici... Boxerii cei mai cunoscuți acum sunt în Canada, nu mai e nimeni pe aici, în America. Da, pentru că aici nu există sistemul care să-i crească. Domnule Anicea, se întâmplă asta pentru că în țara asta, multinaționalele, cele care dețin monopol aproape pe economia românească, nu plătesc taxe aici, în România. Nu plătesc taxe. Și ei nu investesc în învățământ, nu investesc în sport. Pentru că aceste investiții în publicitate, în sponsorizări, sunt sume deductibile. Din impozitul pe profit. Ori dacă ei n-au impozit. Păi din 37 de bănci acum vreo 2-3 ani de zile, din 37 de bănci în țara asta, 35 erau pe pierdere, domnul Ionicioa. În țara asta, băncile, trebuie să ai grijă când treci pe lângă bancă, că îți fură tonomatul ăla banii din card și ei sunt pe pierdere. E definiția celebră, că banca îți dă umbrela când e soare și îți o ia când începe să plouă. Și în România sunt pe pierdere, domnule, toate multinaționale astea, dar vin aici buluc și fac bani, dar sunt pe pierdere. Și sigur că nu mai sunt bani în sport, nu mai sunt bani în învățământ. De ce? Pentru că, o să spun altfel, băieții ăștia care sunt pe la guvernare, cum îi cheamă pe ăștia, marionetele astea ale șmecherilor, da? În loc să dea legi și să impună lucruri ca țara asta să fie cu adevărat o țară prosperă așa cum are posibilitatea, suntem o piață de desfacere și o bătaie de joc a șmecherilor de afară. Bun. Eu spun lucrurile astea acum. Ziceți-mi altceva. Cum e federația azi? Cum e boxul în general? Păi mai bine ar fi să-mi spuneți dumneavoastră sau Marian Ursescu sau cine mai scrie box la dumneavoastră aici. E la pământ. Este absolut la pământ. Suntem vai de noi. Sunt acum, anul ăsta, sunt în martie și în mai, sunt calificările la Jocurile Olimpice. Nu mai avem medalie de când am plecat eu la campionate mondiale și la campionate europene. Nu mai avem de 8 ani de zile aproape. Da? Eu părerea mea că nu o să califice nici măcar un sportiv la Olimpiadă. Suntem într-o catastrofă extraordinară. Boxul e condus de acest derutat Vasile Câtea. E derutat ăsta, nu-i deputat. S-a urcat scroafa în copac cu ăsta. S-a ajuns în Parlamentul României. Domnul Ionicioa, e
crescut de mine. Eu l-am făcut și arbitru. Sunt și niște afirmații pe care vi le asumați. Eu nu-l cunosc. Bineînțeles că mi le asum, dar le știe tot boxul românesc lucrurile am astea. Încercat. Asta scrie miau ca pisica. Știți? Miau? Așa scrie. Nu are cratimă la miau acum. Domnul Brăjea, am încercat să-l introducem direct în această emisiune pe președintele Federației, pe deputatul Vasile Câtea, exact în această dimineață, și a fost de acord, dar exact în dimineața asta a plecat din țară și acum e în avion. Dar da, avem legătura cu secretarul general al Federației, cu Daniel Ion. Facem o discuție? Bineînțeles, vă deranjează? Nu mă deranjează nimic. Da, vă rog să-mi faceți legătura cu secretarul general al... Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Daniel, sunteți secretarul general al Federației, da? În regulă, așa este. Președintele, din câte știu eu, a plecat astăzi în Turcia, corect? Așa este. Este un congres EUBC extrem de important. Președintele Vasile Câtea este membru al Comitetului Executiv al Forului European. Așa. Și participă la acest congres. Eu l-am în studio pe domnul Rudel Obreja, fostul campion de box, fostul președinte al Federației. Care nu are nevoie de prezentare, știu cine este domnul Obreja. Așa, care spune, dacă n-ați auzit, nu știu când v-au făcut colegii legătura, că boxul românesc este la pământ și că nu crede că vom califica niciun pugilist pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce părere aveți? Sper să fiu, să creadă asta, nu să-și dorească acest lucru, pentru că este o mare diferență. Boxul românesc este, ca tot sportul românesc, într-o situație delicată, pe fondul multor ani în care nu a fost o strategie coerentă, urmărită și asumată pe minim 8 ani, pe minim 2 cicluri olimpice, ca să funcționeze. Dar în momentul acesta, boxul românesc este departe de a fi într-o groapă, așa cum spuneți, este... Nu cum spun eu, să afirmațiile domnului Obreja. Da, nu mi le puneți mie în gură, că eu la box chiar nu mă pricep foarte tare. Boxul românesc a fost în prăpastie. În 2016, când s-a ales actuala conducere a Federației, situația era... Deci, domnul Daniel, era pe vremea domnului Obreja în groapă, nu? Boxul românesc e în groapă, probabil, ca tot sportul românesc, după 90 încoace. De când nu am mai avut o politică rămasă. Hai să lăsăm generalitățile astea. Cu voi la conducere ați avut 3 ani de finanțare din partea statului, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria vreunei federații olimpice în țara asta. Boxul e în groapă de la voi. Domnul Obreja, domnul Câtea a luat federația din situația asta. A luat o federație. De la cine a luat-o? N-a luat-o tot de la voi, nu tot voi ați fost acolo, toți voi sunteți acolo. Eu am plecat din 2012. De unde a luat-o, de la cine? El era vicepreședinte și el conducea pe vremea lui Doroftei, că Doroftei, mai spunem, este, că a fost un mare campion. Este, da, complet eronat că ar fi condus, da, cineva pe vremea lui Doroftei. Conducea domnul Doroftei. Da, știu eu. Pot garanta asta. Și situația în care a ajuns, să știți că se datorează unor cauze multiple, inclusiv dumneavoastră. Da, sigur. Adică, categoric, inclusiv dumneavoastră, pe oamenii pe care îi blamați acum, sunt oamenii cu care ați lucrat când erați președinte. Eu sunt plecat de mai bine de 7 ani de acolo. Ce ați făcut voi în ultimii 7 ani? Că ce am făcut eu se vede în medalii, da? Ce ați făcut voi se vede în linii, în dreptul medaliilor. Se vede și în statistici, că ați luat o federație cu 24 de miliarde buget anual și ați lăsat-o cu 1.100.000, cu 1.100.000. Asta au fost, s-au diminuat, cum îi spune, alocațiile bugetare, nu din cauza mea. La toate federațiile s-a întâmplat asta. Eu am avut performanțe, am avut medalii la campionate mondiale, campionate europene, am avut loturi naționale, voi nu mai aveți nici loturi naționale, măi, oameni buni. Loturile naționale funcționează prima oară după mult timp din plin, cu loturi complete, la toate categoriile de vârstă, pentru prima oară în ultimii 7 ia ani. Spune-mi și mie, Daniel, care sunt sportivii cu reale șanse să se califice la Jocurile Olimpice anul ăsta? Categorii primii doi sunt Robert Jitaru și cu Paul Andreea Rădoaie.
Da. Lângă aceștia mai sunt cel puțin doi băieți cu șanse. Cum îi cheamă? Cum îi cheamă? James Kerrigi și Eric Tudor. Da, o să discutăm după mai, după Paris și o să vedem atunci ce o să fie, da? Domnul Breșa, ăsta, cum îl cheamă, Jitaru, de când n-a mai fost la un turneu? De când n-a mai boxat Jitaru? Că tot voi tot o scoateți cu Jitaru în față. De când n-a mai boxat Jitaru? De fix din 25 noiembrie. 25 noiembrie. Unde a boxat? În 25-30 noiembrie Jitaru a participat la un stagiu extrem de puternic cu Franța, Irlanda, Anglia, în Paris. Da, a fost un cantonament de pregătire și l-au luat și pe el acolo. De când a mai boxat la turnee internaționale, a fost cu el la mondiale? De ce n-a fost la mondiale? Din 26 octombrie, domnul Obreja, n-a mai boxat la un turneu. De ce n-a fost oficial la campionatele mondiale? De ce nu l-ați dus acolo? Știți, bănuiesc destul de bine, pentru că dacă este ceva ce poate aduce o pată negativă, dumneavoastră pe aia o accentuați. N-a fost la campionatul mondial pentru că nu a putut să se încadreze în categorie și nu avea psihicul necesar pentru campionatul mondial. Bun, haideți, domnul Daniel, haideți că nu vreau să facem polemică. Spuneți-mi, dumneavoastră personal, sunteți optimist că vom duce măcar un boxer la Tokyo? Sunt optimist. Este fișa de post a funcției să fii optimist. Sunt optimist că vom duce măcar un boxer la Tokyo și sunt optimist că pe drumul pe care e acum federația vom duce minimum 3-4 la Paris. În 2024. Uh-huh. Oho, deci, 2024 mai e până atunci. Poate în 2028 mai bine. Haideți să le mai dăm un pic de... Bine, da? Am înțeles, vă mulțumesc mult. Vă rog. Mai permiteți-mi doar 10 secunde. Am ascultat multe din astea, dar lucrurile sunt nedrept cum sunt puse acum. Domnul Obrejea spune despre realizări fără să spună despre generația pe care a moștenit-o, generația care avea 10 sportivi calificați la Olimpiadă în 2000 și majoritatea acelora i-a luat de-a gata. Nu i-am luat de-a gata, stai tu liniștit, ca Barnai, vorbești tu de box, de unde vorbești tu de box? Eu eram în federație cu președintele Șerban și am făcut multe pe mea, când tu nici măcar nu știai să scrii atunci, nici acum nu prea știi. Hai, Daniel, lasă-ne cu povestea. Domnul Daniel, haideți, domnul Obrejea, vă rog eu foarte mult. Vorbești cu Daniel Ion despre box, rudele Obrejea vorbește cu Daniel Ion despre box. Vorbiți despre administrație, vorbiți despre lucruri pe care le-ați făcut concrete, câte stagii pentru antrenori, ce antrenori ați format. Măi, băiatule, pe tine nu te cunosc nici vecinii tăi din scara, de la bloc. Tu vorbești de mine cu mine despre box. Domnul Obrejea, vă rog să vă opriți. Bun, domnul Daniel, vă mulțumesc mult. Sper să aveți dreptate, deși eu vă spun așa ca un om din afara fenomenului. Boxul practic nu mai există. Văd pe colegii mei din redacție care se ocupă de box. Practic n-au despre ce să scrie. Nu știu dacă e și domnul Obrejea vinovat că s-a ajuns aici, dacă nu e, dar în orice caz, sigur are dreptate când spune că boxul românesc e în groapă. Chiar e. Și groapa e foarte adâncă. Vă mulțumesc mult și vă doresc să vă atingeți obiectivele. Să aveți dreptate și să ducem, să meargă mai mulți boxeri la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Numai bine, domnul Daniel Ion. Vă mulțumesc mult. Domnul Ionicea, știți ce e foarte important în această economie? Dar vreau să păreți un om politicos. Lăsați-l, nu-l cunoaște lumea la blog. Băi, nu trebuie să-l cunosc. Poate stă la vilă, nu stă la blog. Dar spune el mie că începe să fac el radiografie despre box cu mine. Ce Dumnezeu mea? Ăsta stă și ilegal acolo la federație, dar n-am mai intrat în alte povești. Lăsați. Știți ce e important în sportul românesc? Că nu există un audit al performanței și nu există o răspundere din partea conducătorilor. Știți cum se întâmplă? Se întâmplă așa, fiecare președinte de federație, care e finanțată de statul român, face un plan pentru anul următor, da? Și zice, iau atâtea medalii și bagă din burtă acolo, înțelegeți, noastră? La sfârșit de an, acum la 31 decembrie, trebuiau să vină autoritățile și să spună așa, domne, te-ai angajat să faci chestiile astea. Cât ai făcut din toate performanțele astea? Păi n-am făcut, fac una, două, pun 5 medalii și văd dacă ia una e bine. Ia dă-mi atale banii înapoi,
Răspunde pentru ce ai făcut. Îi toacă toată lumea, toacă banii, degeaba, domnul Ianicioaia. Mă înțelegeți? Și nu e nimeni tras la răspundere pentru asta. Și să apar pe la televizor că vorbesc de box, vorbesc de sport, și nimeni, nu există răspundere. La dumneavoastră aici, la Gazeta Sportului, tot așa e? Tot așa e? Toacă lumea banii și nu contează dacă are gazeta tiraj, dacă vinde publicitate sau nu, nu contează. Noi ne luăm salariile pe aici. Așa și cu ăștia de la box. Domnul Obreja, Doroftei a fost un președinte bun? Doroftei nu a fost un președinte. Doroftei a fost împins în față de șmecheri ăștia cu câte am în vârf și cu cine a mai fost pe lângă el. L-au pus în față acolo. Ce așa mare, iertați-mă, șmecherie e boxul de... Sunt atâtea comploturi să împing în față, să... Suntem niște nebuni, ne luptăm pe acolo, pe orgolii. Adică ce e, cum să vă spun, e o găină de aur asta? Domnul Ianicioaia, eu n-am luat nici măcar un leu niciodată retribuție sau să iau deplasări în străinătate? Vreun fel, care eu personal. Ce care de prezent, mi le plăteam singur eu deplasările. Miza este de reprezentare, e miză de orgoliu. Pentru mine este o miză a sportivilor în sine. Și am spus mai devreme, îmi doresc ca boxorii să facă performanță, să facă lucruri ieșite din comun. Am dovedit asta. Pe vremea cât eu am condus boxul românesc, lucrul ăsta s-a întâmplat. Da? Bute e celebru datorită mie. Că dacă nu eram eu, nu era niciodată atât de celebru. În primul rând că a ajuns în Canada datorită mie. Da? La insistențele și la demersurile mele. Astăzi, sigur că lumea îl știe pe Bute, mare. E interesant ce a spus, că de 6 ani nu v-a dat un telefon. Nici măcar un telefon. Da, interesant. Bun, Vaștag? Ferii, din păcate, Ferii e un băiat extraordinar, dar el nu... lui nu-i place tumultul ăsta. Lui îi place la pescuit, la vânătoare, la reșița. Așa a fost el întotdeauna. A fost un mare campion, un om pe care eu am încercat să-l țin în box. Am încercat să-l aduc, să-l implic în... am avut un program cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport atunci. Să-l facem belul boxului românesc. Asta am vrut să-l fac. Da, vedeți, domnul Obreja, acum eu nu știu cine e de vină, că n-am atâta competență. Dar boxul nu mai are personaje. Nu mai are eroi, nu mai are modele. Corect. Înainte îi știam, ăla, erau boxeri mai... Acum nu mai e nimeni. Nu mai sunt. Da, așa este, pentru că s-au diminuat. Dar nu e, acum, sigur, nu e doar la box treaba asta. Se întâmplă mai peste sportul tot. Sportul românesc e... De asta are nevoie. Poporul are nevoie de eroi. Poporul vrea să-și, cum să spun, să-și topească frustrările, fiecare om să-și topească măcar frustrările. Măcar tineretul are nevoie de eroi. Tineretul are nevoie de modele, exact. Sigur. Și, dar ce face statul ăsta pentru... Domnul Ianicea, bag o căruță de bani în sport, că povestea asta că nu sunt bani în sport e o minciună. Da? Și autoritățile locale și guvernul bagă bani în chestia asta. Știți ce nu se întâmplă? Ce spuneam mai devreme. Nu există o răspundere pentru banii care se cheltuie. Cum se cheltuie? Păi se toacă o mulțime de bani de șmecheri de ăștia la nivel local, prin tot felul de direcții și direcțiuni și povești din astea, toacă o mulțime de bani, domnul Ianicea. Și nu se întâmplă nimic. Aveți dreptate. Vă mulțumesc, domnul Obreja. Mai am o singură întrebare. Ce vă doriți? Abia am intrat în 2020. Ce vă doriți pentru anul în curs? Doresc oamenilor să aibă sănătate înainte de toate, să aibă credință și să aibă speranță că lucrurile se pot face. Și mai doresc să aibă mai multă inițiativă, mai multă încredere în ei. Ce românii trebuie. Pentru dumneavoastră, lăsați pe ceilalți. A, pentru mine? Da. Eu am să am familia mea, copiii mei să fie liniștiți, prietenii mei și toți cei din jur și să reușesc să fac ce mi-am propus. Eu dacă reușesc jumătate din ce mi-am propus, e enorm. Dar eu țintesc întotdeauna sus. Da, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că v-ați uitat la noi. Ne reîntâlnim miercurea viitoare, de la 8 seara. Până atunci, vă urez tuturor să vă meargă cât mai bine.